Salutare oameni și am găsit și un nou episod din Forza Horizon 4 și... Yes! Summer! E aici! Red Lorian, Yellow Lorian... On and drive any track! Asta facem imediat. Throw your weight and earn 10 training skill points. Trebuie să te freci de mașină ușor fără să dai prea mult damage. De 10 ori. Claxonează... Că ceva asta fața ta... Și trebuie să distrugi chestii. Așa. Mai exact 10 bucăți, adică dacă distrugi 10 garduri diferite, stâlpi și așa mai departe, se va înregistra. Să câștigi cu camionul la cursa Goliath, dar cu camionul. Wow, trebuie să faci un Goliath cu camionul. Bună gluma. Așa, și cam atât. După aia avem Forza Shop, un Renault din 1980, un... Hunigan Ford Focus RS RX, care nu-i văd rostul ca deja am una. Deci asta aveți la Forza Shop. Acum avem Carpass și avem două mașini, avem Griffith și Eldorado. Asta e mișto, că e mașină veche, dar asta bănuiesc că vă interesează mai mult, mașină mai nouă a TVR-ului. Nu TVR-ul, nu, dacă la asta vă gândiți. Și cam așa arată, cum am făcut eu, în momentul de față. E așa mai simplu, mai curat, e un albastru mat. Interiorul e interesant. Avem buton de... Voi vedeți acolo unde... Să crezi ce înseamnă totuși. Deci avem buton de off-road, de scoatem traction control, buton de sport mode. Butonul ăla de kill! Bă, vreau să știu ce. Spuneți-mi voi în comentarii ce înseamnă butonul de kill la TVR, că n-am căutat, chiar sunt curios, nu l-am lovit pe ăla. Este o mașină tracțiune spate, pe cum puteți simți. Partea din stânga avem butonul de start engine și să controlăm pe spate. Avea un lip, avea o chestie mică care se ridica și cumva arăta urât și ridicol, așa că am pus chestia asta, că arată mai bine. Spatele arată drăguț, stopurile ok. Fața nu era, numai că asta este motorul stock, tuna la maxim, adică ce vedeți acum este fără engine swap și se târăște, bine, sunt puțin rău, se chinuie să prinde 380 la oră, dar problema cu ea e alta. Fără copaci, așa, problema cu ea este că pe treptele inferioare, fiind ca un muscle car, aproximativ, uitați și pe asfalt. A doua talpă. Se comportă ca un muscle car. Ia uite-o. A treia, derapaj, pleacă de spate, strâm. E dificil de controlat un pic. Și asta avem lansat-o cu motorul stock și cu tracțiunea spate. Bun. Cam asta fiind spuse, ca performanțe. Pe frână nu e strălucită, dar nu e mașină rea. E mașina rea. Hai să vedem la message center cine au dat. Ne-a dat un gift, Super Wheel Spin. Place că din când în când mai dă cât un gift, așa cât un... Două Wheel Spin. Lotus și bani. Și încă unul. For Fiesta GRC și Dodge Viper 99. For Fiesta arată cateringă. Așa. Mai avem două mesaje la business payout. Așa. Și acum, hai să vă arăt top speed-ul declarat, 390. La 390 puțin la vale. Nu fac catering. Adică de cea mai strălucită mașină. Urmează să apară și un update mare, cred că săptămâna următoare. Update-ul de februarie se numește. O să bage Quartz Regalia, pe care îl aveam deja în Forza Horizon 3. Dar o să bage o versiune Monster Truck de off-road la el, care arată foarte ciudat, că nu înțeleg de ce bagă Monster Truck în Forza. Dar hai să modificăm asta, să vedem dacă o putem face mai vitezomană de atâta, pentru că în momentul de față nu este suficient și se poate mai mult, pentru că vedeți, avem motorul și 2 litri. Și acum avem viteză spin 90. Dar... 35, 360. Deci deja asta are 168 și poți îmbunătăți de aici. Handling-ul zice că e foarte bun. Mie mi se pare foarte ironic că nu e chiar atât de bun, dar...
8 5 8 7 9 0 deja 9 2. Am îmbunătățit un pic și am schimbat și sunetul totodată cu chestia asta, nu se mai vezi sunetul ăla. Aveam două turbo, aveam un biturbo înainte și suna destul de drăguț, dar hai să intrăm și la tuning înainte să începem autostradă. 400, am câștigat 10 km. Am înțeles. Deci 400 cu greu. Nici n-are rost să salvezi ceva, deci aparent limita acestei mașini este de 400, oricum nu este considerat un hiper care o mașină de mediu spre high, să zic așa frumos, adică nu e un hipercar, e o mașină sport, știi, și e foarte ok 400. La audio am vrut să intru, că iar așa, world map, să ne teleportăm, să vedem dacă chiar atinge 400. Eu cred că atinge, bine, aici la vale sigur atinge, dar cât de rapid ajunge și cât de stabil ajunge la 400, că o face cu ușurință, se chinuie. Wheel spin. Gratis. Ha, mașină. BMW 2002. Turbo! Dacă era turbo, nu era mașină. Bun. Mă, ce diferit sună. Sunt așa genul motorul ăla. Sună urât! Motorul! Nu-mi place! Da, stopurile aprinse pe modul noapte și pe față. 5, 6 și... Se chinuie la fel ca celălalt motor, n-am făcut nicio afacere. ...391, 395 cu greu... 401 chiar. Deci am văzut viteza declarată. Nu știu ce să zic, mașina asta... Știi cum a avut bună mașina asta? Tracțiune pe toate roțile, motorul stock cu dual turbo, pentru că țâșnește mai bine până la 6, adică A5 încă trage agresiv. A5 fiind despre ce acum trage mai lent, nu e așa sporty. Nu-mi place deloc cum sună motorul, deci nu se fă mai. Bun. Deci, recomandarea mea ar fi motorul stock sau motorul V10 cu tracțiune pe toate roțile și puteți să o luați la curse. Deci chiar e ok. Dar nu cu tracțiune spate cum e făcut acum, pentru că nu o să puteți să luați virajele. Bun, hai să vedem și mamutul celălalt, pentru că e mașină mare. Un Eldorado, mam. Mașina asta cred că există în GTA... San Andreas și puteai să-l turnezi dacă nu mă înșel. Dacă o să păstrăm motorul stoc la asta, deci chiar race carburetor, da, te spara. Uitați câte modificări are, să costă o de bani. Deci asta chiar o să încerc să-i păstrez aspectul cât mai mult. Asta e una din mașinile care nici măcar nu poți să-i pui ceva pe spate, că o strici, să zic așa. Și roțile sunt ok, știi? Acum e exact ca în GTA. Ce mișto-i volarul. Deci avem stock, street, race. Pe race arată ok. Nu, ăsta e race, ăsta e sport, lol. Race, e puțin cam jos, e aproape lowrider, off-road și drift. Facem de race. Câte șase. Mie-mi place, știi, dar... Nu ne-ai văzut cât de funcțional e, știi. Pot să pun roll cage fără să vadă? Stai, nu aici. No. Oule, ce oribil! Ați văzut? Jesus! Oribil, oribil, oribil. Așa. Îmi place că are speed. Handling-ul e praf. Accelerație pe măcuatăr la maxim. Bun, deci avem asta... Asta... 151... Aș fi vrut un cauciuc de la cu contur alb, știi? Ce zic? Dar nu ne dă. Și Forza ăla nu-mi place. O să punem cauciucurile astea. Facem mai late. La roți! N-a schimbat roțile.
Că fac asta, nu o să mai virez, o să fac în mai drift. Știi? Dar arată bine vizual. Pe față putem să lățim ăsta, pare NDVM. Pe față, nu, oribil. Bătaie de joc. Știi, arată bine și așa. Așa nu-i rău, dar nu-mi place mie modelul atât de tare. Îmi place că ăsta, că se mișcă, se vede frumos, nu știu. Arată muscle car, știi, stilul ăla clasic. O să-l pun pe ăsta. Într-un fel aș lăsa fără, nu o să vă miști. Încerc să bagim VO, V10, V12, mech. Vine tracțiune spate și aici e partea importantă. Bun, și evident, S1 816 la notă. Mașina din 1959, wow. Așa, și în tuning, 294, wow, stai așa. Stai așa că ne-am mâncat o treaptă cu tot aproape. 294 la fel. Ok, deci aparent asta e limita. Totuși, o mașină din 1959 care prinde 300 la oră, adică... Și o vedeți mea cât de mare e mașina, nu știu, e... Ah, am uitat să trag o vopsea pe ea. Că totuși, culoarea aia ne wow. Micro Batman. Lel. Drăguță. Asta e drăguță. Lol. Uitați-vă la poza aia, pe bune. Pe bune. Nu pot să cred. Băi, și fie aia când mă uit așa, de obicei nu prea mă uit acolo la poza, dar câteodată, uite cum sunt ăștia doi, atrage atenția și ești gen, ce se întâmplă acolo. Stați așa. Dăm un search mai extins pentru că n-am văzut nimic ca să mă încânte. În afară de dubioșia lui. Deci poți să-și am făcut poză și-a pus. Ceva drăguț, nu vrea ceva cu flăcări. Și vrea ceva, nu știu. Toată lumea a făcut cam aceeași chestie, văd. Uite ăsta ar drăguț. E cu roșu clasic, știi? Și ăsta arată interesant. Ăsta sau ăsta? Ăsta văd că e un text scris pe el. Asta mi se pare că îi se potrivește. Dai seama la cât de lungă e mașina asta. Cred că are, nu știu, 4 metri jumătate sau 5 și ceva. Foarte lungă. Să faci drift cu ea. Dați așa, să ne ducem direct aici, unde e important. Să facem testul suprem. Tum, 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 tum. Așa. Deci, tita e mașina. Uitați-vă și voi. Da să zic, are 1 metru, 2, 3... Cred că are 4, mai sunt sigur. Aaaa, sună bine. Uitați că până se aprinde acolo. Aaaa, mișto. Facem launch control. 3000 de ture. Mam. Chiar? Oh, sunetul ăla. Chiar se simte ca o mașină în 1959, chiar și sunetul la maxim. Nu e accelerația exagerată. Nu zboară peste tot spatele. Motorul sună bine. Prinde cu greu 300 cu toate hăitonata. Poți să putem face engine swap, dar nu vreau să fac asta. Și... 298, ok, ștete frână! Până și asta au reușit să simuleze bine, că știți că mașina este au o frână mai elastică, să o numim așa, cu toate că am făcut upgrade. Așa, tonata la maxim parcă exact unde trebuie. Și pe treapta întâi, dacă... Antea aurul pe a doua prinde bine cauciuc, deci nu face drift. Deci chiar o mașină genială. Deci cu mașina asta mi-aș pune... Acum ajut din controlă, dar mi-aș pune volanul și aș face așa cruising prin oraș. E așa relaxant. Și volanul la mare, așa... Genial. Singura chestie care
apreciez foarte mult la mașinile astea sunt banchetele alea de spate. Sunt geniale. Uitați cât de mare. Arată ca mașina din Jetsons, dacă știți desenul animat. Nu știu. Să îmi spuneți voi în comentarii ce părere aveți de mașinuțele astea două. Între TVR și acest Cadillac Eldorado, care e mașină veche, reușită, a avut un succes foarte bun la vremea ei în țara ei. Bine, și în Europa cine avea mașina asta era impresionată pentru că avea un design diferit și era unică în felul ei. Și în 1959 totuși designul ăsta era ceva iPhone XS, să zic așa, sau XR, știi? Adică pe acolo era. Și poate asta a fost motivul succesului. Adică, nu știu, totuși mașina încă arată bine, că uitați-vă fața. Cât că arată farul și are farurile alea ciudate jos în bară. Tot e o mașină arătoasă, n-ai ce zice. Dar acestea fiind spuse, ăsta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Și uitați farul de mașină de sunt lor. Sunt acolo, vedeți? Jos, în mijloc, ce caterincă. Asta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut și până la următoare, la revedere. Pa, pa!